ziua și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Dacă trăiam în urmă cu peste 20 de ani, astăzi am fi fost la defilări și nu la grătare, bere, mici și așa mai departe, cum hunedorenii și nu doar hunedorenii, toți românii sunt obișnuiți. Astăzi, majoritatea dintre hunedoreni, așa cum spuneam mai devreme, au ieșit fie la marginea orașului, fie au ales să meargă la ștranduri pentru a sărbători altfel față de înainte de anii 90. Și dacă tot am pomenit de mici și bere, trebuie să vă spun că din a doua zi de Paște, anul acesta, devenii vor putea savura din plin sărbările de vei. Despre ce evenimente vor avea loc, unde și dacă vor fi sau nu vestitele tarabe, cu care până nu de mult eram obișnuiți, discutăm astăzi cu Alexandru Gruian, jurnalist. Bună ziua și bine ați venit în platou. Bună ziua și mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Înainte de a intra în subiect, aș vrea să vă reamintesc că ziarul Hunedoreanului și Hunedoara TV vă invită să participați la campania Iepurașul te face fericit. Sunt 11 premii în joc, respectiv 5 coșuri cu mezeluri, 5 coșuri cu produse tradiționale de Paște și un iepuraș. Extragerile vor avea loc mâine în cadrul jurnalului de la ora 18. Așa cum spuneam la început, astăzi Ziua Internațională a Muncii, cum era cunoscută mai acum mai bine de 20 de ani, întâi mai muncitoresc. S-au schimbat lucrurile? Acum ai avantajul tinereții. Trebuie să te contrazic. Ziua Internațională a Muncii este. Ea este, dacă bine mi-amintesc, că a fost pentru prima dată sărbată 1 mai din 1893 și n-a fost o sărbătoare comunistă, cum au încercat comuniștii să acrediteze ideea, să o facă ei, ci a fost o sărbătoare cât se poate de proletară în capitalism. A fost niște ciogniri pe la New York atunci, dar în orice caz, de peste 100 de ani se sărbează la 1 mai Ziua Internațională a Muncii. Mă referitor la comunism. În urmă cu 20 și ceva de ani nu ne-am fi dus la defilare, pentru că... Cu toate acestea participau majoritatea dintre români... Nu, stai să spun cum era. Eram foarte mic, cred că undeva la 4 ani, am și o fotografie, eram îmbrăcat frumos cu bunicul meu, care era îmbrăcat și el cu costum și nu știu ce, și erau stăgulețe. Ținută obligatorie. Era o perioadă de, să spunem, începuse așa numitul dezgheț comunist. Era o perioadă mai prolifică, zicem, prin 66-67 până prin 75, când era așa mai. Și mă pregăteam să merg la defilare. Se organizau defilări de 1 mai cu oameni ai muncii, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Dar astea au dispărut destul de repede. Adică eu mi-amintesc că deja eram la Deva, am venit la Deva la 6 ani, în 1968, și deja a mai fost câțiva ani. Deci până prin 75 cel mult a mai fost 1 mai cu defilări. După aia s-au spus că nu mai sunt defilări, nu mai știu exact motivele, dar era tocmai pentru că putea fi asociată cu libertățile care erau și în capitalism. Acolo erau demonstrații pe străzi, nu știu ce bine, acolo se punea, nouă ne erau prestate la televizor că cu ocazia zilei de 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, uite, muncitorii din Londra, din New York, din Statele Unite, nu știu ce, demonstrează împotriva capitaliștilor răi și nu știu ce. Noi credeam că era propagandă, că uite, aia-s răi și nu știu ce. Dar s-a renunțat la demonstrație complet, la defilare, și se sărba, câteodată se sărba prin muncă. Adică, chiar și acum sărbătorim prin muncă Așa, și, dar de cele mai multe ori lumea se obișnuise ca de 1 mai, într-adevăr, 2 mai era ziua tineretului. Ca de 1 și 2 mai să fie liberi și să meargă într-adevăr la mici și bere. Defilări se mai făceau doar cu ocazia Zilei Naționale a României, care atunci era de 23 august, ziua eliberării de sub jugul fascist și nu știu ce mai era, avea o denumire complicată. Dar se renunțate. Și undeva, țin minte că tribuna se monta în fața cinematografului Patria, pe trotuarul ăla unde este acum aparcare, dar eu așa mi-amintesc că prin 73-74 au fost ultimele defilări de 1 mai, după care s-a renunțat complet, și oamenii mergeau la mici bere, la cabana Căprioara, la cabana Bejan, unde merg și acum nu mai este cabana, și sper ca municipalitatea să ia cât mai repede măsuri, și am înțeles că e privată și cabana e dărâmată acolo,
să curățe locul. Astrei mergeau foarte mulți de veni și era cu mici bere, erau bere fără etichete. Oamenii nu căutau, n-aveau 10-15 sortimente de bere, era o singură bere, era la litru, era vărsată. Și poate era mai ce. Bine așa, știau ce să aleagă, acum petrec câteva ore în magazin să aleagă. Nu era mai bine, dar na, eram așa și mici, nelipsiții mici. Iar unul mai muncitoresc este cunoscut mai ales din cântecul pe melodia lui Ciprian Porumbescu, care spune unul mai muncitoresc, mă rog, îi se dădea acea conotație proletară. Dar, repet, cred că de prin 70 și ceva a încetat să fie cu defilări, să fie sărbătorită foarte festiv. Era cu mici bere sau, cum ziceam, prin muncă. Adică, domne, de 1 mai anul ăsta lucrăm ca să recuperăm prin muncă și nu știu ce. Că era și cum, ziua muncii sărbătorești printr-o zi liberă. Da, mă rog, asta... Mai puțin, mai ales în zilele noastre... Era o corvoadă, aceste defilări erau unii de ăștia foarte vaccinați cu chestiile astea comuniste, dar în orice caz tu te pregăteai să... Bine, știau toți că după aia le dă drumul la cantor repetat mici și bere. Dar trebuia fiecare întreprindere să adune colectivul de oameni ai muncii, ăia voiau să mai chiulească, nu puteau, că era secretarul de partid, făcea liste cu tine că era să te duci la defilare. Chiulești. Da, să colective de oameni ai muncii, care alegorice, pancarte, nu știu ce, să sărbătorească, treceau prin fața tribune unde erau primii secretari și activul de partid. Care alegorice sunt și acum, însă nu. Da, dar mai degrabă fel. Le venem la Rio de Janeiro, la exact. Pe Sambadrom acolo, decât astea erau care alegorice cu erau câte un camion cu mătase și ghirlande și asta acolo erau. Dacă ar fi să facem o comparație oțelari, între minestru, ce se întâmplă acum în Constanța, de exemplu, primarul Constanței Mazăre, nu cu face lui alegorice. Aceleași chestii parțial de prost gust. Da, mă rog, să spunem că lumii place să se distreze, dacă vedem și la chestie de gust omului. Exact. Poate eu împărtășesc, poate alții, altora le place, să nu ne apucăm să dăm cu piatra. Mă rog, asta este deja o altă discuție. Trăim alte vremuri, alte zile. V-au lipsit, că spuneați că până prin 70 și ceva se organizau aceste defilări, au lipsit oamenilor aceste manifestări? Defilări? Da. Nu, era... Sau au fost bucuroși și am scăpat de ele. Eu cred că erau bucuroși că le lasă în pace, pentru că era... oamenii erau... deși de 1 mai și de 23 august trebuiau... 1 mai ca 1 mai, dar 23 august era în plină vară. Erau oameni în concedii și trebuia să... Nu li se aprobau concedii și din asta nu li se aprobau zile libere pentru că trebuia să participe la demonstrație. Și se luau măsuri destul de drastice la nivelul, adică mobilizarea acolo, bă, să nu lipsiți, că nu știu ce, că erau sancțiuni pe linie de partid, veneau aia și tot ciocăneau. Era mic atunci, nu știu, eu pot să spun, după ce am terminat facultatea și am revenit în câmpul muncii și am mai prins vreo 2-3 ani de 23 august, deci la 1 mai, cum spuneam, mă duceam ca aspect, că scam gura acolo la camioane și nu știu, că le vedeam cu ochii copilului. La 23 august, în schimb, știu că tot făceam fel de fel de stratageme să nu mă duc, că eram de obicei în concediu sau în luna august și atunci nu mă puteam fofila. Că nu, domne, trebuie să veniți toți, indiferent unde sunteți, veniți ca să partid, că trebuiau adunați primeau de la partid. Era, țin minte că mă pusese cum desenez eu și acum și fac fel de fel de chestii grafice, mă chemase aici unde e primăria, era doamna, așa se numea, doamna, cred că trăiește încă, doamna Drozd. Și că să facem o pancartă mare cu care să defileze cei de la întreprinderea noastră să se vadă că noi suntem de la întreprinderea județeană transport local. Trebuia să fiecare o pancartă, să iasă fiecare în evidență și nu știu ce. Și i-am spus, domne, zic, designul ăsta comunist, zic, mă înnebunește. Chiar și propaganda se poate face mai inteligent. Zic, acelea steagul roșii și muncitori. Da, era standard. Și am făcut tot o chestie mai aiuristică, așa, mai nu prea știai ce acolo, o lozincă, o chestie la... M-am dus și am arătat-o la directorului de întreprindere și s-a uitat, ce prostie e asta, ne dă cu ea în cap. Domne, dar am încercat, du-te la doamna aia ta, drog să-ți o aprobe ea. M-am dus acolo, am stat să uită, mă băiete, ar fi urât, cum e asta? Domn, știți că e mai rafinată, e mai stilizată, mai modernă, mai nu știu ce, nu-i chiar așa, cu steagul asta roșii. Asta în ce ani se întâmpla? Asta s-a întâmplat prin 88, cu 87-88, deci înainte cu puțin, da. Și zice... Bine, fă cum vrei tu, dacă îți place ție așa, fă așa. M-am dus cu ea la tâmplărie acolo, domne, faceți-o așa cum se fac decorurile astea.
Și mă duc la director. Păi zic, zice, păi da, dar zice, tu o duci. Păi cum să o duc eu? Păi am făcut-o, domnule, păi eu sunt concediu, da, că nu vin, că nu știu ce, tovarășul director. Cum... cum adică nu vii? Păi tu, eram stagiar, de-abia terminase facultatea, la mea aveam în cap de pilar și de-astea. Păi zic, mă duc înapoi la doamna Drozd. M-am dus, mi zicea tovarășa Drozd, mă zic, da, se folosea puțin, da, era, se folosea totuși în anumite situații foarte puțin cuvântul tovarăș, mai ales tovarășa Drozd, suna ca dracu. Să spun tovarășa Petronela, domnișoara, nu știu ce sună altfel. Și m-am dus la doamna Drozd și am spus, știți că eu sunt ăla care a desenat pancarta. Și da, 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 mi-amintesc, păi ai fost acum o oră la mine. Păi știți, da, uitați-mă, m-au păcălit ăștia, că auzi că dacă desenez pancarta nu vin la defilare. Și că eu așa, tânăr, căsătorit, nu știu ce, nu vreau să vin, că sunt concediu. Și iar să uită așa, bine mă băiete, uite, da, da, știți, semnați aici, am făcut o cerere ca să-mi aprobe, m-am dus, m-am fluturat victorios. Acoperită. Cu apă acoperită, m-am dus, păi să mă creadă ăia, că pe povești cine ăștia mă trimite iarăși. Am venit cu urtia, vesel, nevoie mare, uite, am aprobare să, au înghițit-i gălușca. Și nu cum m-am au dus... primit această operă de artă, dacă îmi permite păi să nu, spun, nu că era cum primit, totuși că n-am participat. Altceva decât nu, să nu ce spune, se vedea nu era atunci. O operă. Să spunem că bine, acum, realitatea că ea era receptată de către cei care vedeau un altă chestie, mai cel mai mult era indiferent. Deci oamenii erau atât de sătui de comunism încât chestiile astea numai eu cu impulsul tinereții mă gândeam că poate trebuie făcut altceva sătul și eu de. Ei erau, oamenii erau foarte blazați. Adică îndeplineau să nu se uitau că, vai ce bucuros suntem noi că Alexandru Gruian ne-a făcut o altă pancartă de aia. Era doar o pancartă propagandistică, indiferent cum ce design îi concepusem eu acolo, să nu fie. Schimbările erau necesare. Oamenii erau, mă rog, comunismul era o chestie care puteai, nu mai putea fi coafat, puteai să-i fac design de, știu eu, extraordinar de modern. Comunismul era comunism, oamenii erau sături de defilări, sături de falsitate, să ducă să strige că trăiesc bine. Da, și de și zâmbete false. Și de zâmbete false și de adus cu sila și să spui că trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu, trăiască Partidul Comunist Român, tu n-aveai mâncare, n-aveai benzină, n-aveai căldură. Oamenii erau foarte sături. Acum au uitat. Deci, inclusiv să spunem că cei de generația mea s-au adaptat mai bine, dar cei care au fost la momentul 89 cu 10 ani mai în vârstă, foarte puțin s-au adaptat și trăiesc cu nostalgie, deși îi spuneam Mona Lisei, parcă ar exista o soluție să întorci timpul înapoi așa brusc de mâine să fie o lună de comunism. Să vadă ei cum, și am cred că toți ar vota, sau mai știi, poate că nu. Mare, faptul că se săturaseră românii la un moment dat de acest regim, aceasta ar fi cauza pentru care nu s-au mai păstrat anumite obiceiuri, să spunem, din acea perioadă a comunismului, că erau sătui pur și simplu și atunci... Obiceiuri la ce te referi? Chiar și aceste defilări, de ce nu? Da, la defilări, defilările alea erau organizate, deci în diferența între noi și Occident, deci și în Occident, de 1 mai, uitați-vă și mâine, probabil că la buletinele de știri vor fi în marile orașe, mai ales acum pe fundul crizei și șomajului, marile centrale sindicale organizau demonstrații de 1 mai, ziua muncii, pentru a-și revendica drepturile. La noi, erau organizate de... erau mai mulți oameni, aveau mai multe șanse să adune. Să adune și ei, erau proteste uneori masă. Violente, într-adevăr, cu intervenția jandarmilor, a forțelor de ordine acolo, pentru că ei strigau nu împotriva șomajului, pentru salarii mai mari, pentru drepturi sociale, mă rog, pe care noi, în comunism, se presupunea că le avem. Și atunci, pentru a arăta că de aia nici nu se mai organizează, ce să faci defilare de 1 mai, ca să ce? Ca să-ți exprim bucuria de a fi condus de Partidul Comunist Român, bucuria că totul merge perfect, că e extraordinar, toată lumea e fericită, probabil că de aia s-o fi renunțat. Pentru că acum nu s-au păstrat, pentru că realitatea e că acum marile centrale sindicale ar putea să organizeze și la noi. Uite, există șomaj, nu sunt locuri de muncă, credeți pleacă că s-ar duce oamenii? Nu. Ar participa, păi eu nu s-au dus, nu s-au îndoiesc. Dus. Păi, eu am fost foarte dezamăgit când Băsescu și cu guvernul Boc le-au tăiat 25% din salarii. Cea mai drastică tăiere din salarii, da, n-a ieșit. Au încercat pe la București să facă, sau rău, că 20.000 de oameni. Da, știți cum e, că iasă și ce rezolvă? Nu, așa se pune problema. Deci n-au ieșit cât trebuiau. Păi în Grecia când au ieșit acolo, când ai 100... acolo au ieșit, când ai 100, cred că 90% din când ai 100.000 de oameni pe străzi, situația este alta. Când guvernul vede că ies azi, ies mâine, ies poimâine și țara e blocată pentru că apar chestie ăla când iese nu la... Nu mai produce. Nu mai produce, deci oprește hidrocentrala, oprește termocentrala, oprește, domne, nu mai putem așa. Guvernul vine și spune, bă, nu le tem chiar 25%, hai să le tem numai 15%. La noi, din cei 20.000 pe care s-au lăudat sindicatele că i-au scos, că îi vor scoate în stradă, au ieșit vreo 5.000, ăia plictisiți au strigat exact în modelul în pe care, așa asta arată faptul că suntem
avem doar o democrație parțial funcțională, nimeni nu a băgat în seamă 5.000 de oameni. A zis, lase bă să strige acolo da. În suc propriu, pleacă acasă și oamenii merg o zi, merg două, nu se întâmplă nimic, nu-și dau seama că de fapt e o disfuncționalitate, dar nici ei nu s-au dus. De să fie 100.000 de oameni în București, să fie o demonstrație de forță și să zică sindicatul, domnul guvern Boc, dacă nu se întâmplă nimic, mâine vei avea încă 100.000 în stradă da. Și poi mâine o să ai o grevă generală pe termene limitați. Să vedem atunci ce faci dumneata cu țara în criză. Oamenii nu sunt foarte uniți, din nu păcate. Nu sunt foarte uniți și nu există un cult. Să sunt dezbinați, marile întreprinderi au fost distruse, în sensul că nu mai sunt colectivele de oameni a muncii. Nu erau, pe, să spunem pe a dreapta, nu? La Hunedoara era demonstrația de 1 mai, combinatul avea în zilele lui bune, s-a apropiat de 20.000 de oameni, de două ori populația Simeriei. Deci să ai 20.000 de oameni, bine, nu ieșeau toți la defilare, dar ia să 10.000. Acum, care e cea mai mare întreprindere din județ acum? Câți oameni are? Pare, nu știu, are vreo firmă din județ peste 1.000 de oameni. Eu nu știu dacă mai are. Probabil la termocentrala Mintia. Vreo da, poate, dar nu știu dacă pe acolo. Aici, hai să zicem, maxim 1.000, cam 1.000, da. Gândiți-vă, atunci la Maconi erau mulți, la Chișcădaga erau, la Combinatul Siderurgic, termocentrala Mintia avea vreo 2.000 și ceva de oameni. Mai erau firme de astea pe la Orăștie, era mecanica, Călanul, da, sigur, Barul Mare, în Valea Jiului, erau 55.000 de oameni lucrau la, nu mai știu cum se numea, Combinatul Minier Valea Jiului. Mm-hmm, da. Nu erau toți mineri, dar vreo 40.000 tot erau. Și deci, acum discutăm de firme de maxim 200-300 probabil de angajați. Exact, și numai și nici sindicatele nu vin cu niște, adică oamenii nu le dau crezare, pentru că exact, tu mai știi ce, dacă ieșim ce? Cine ne bagă în seamă? Dacă ieșim să spunem că vrem un sistem sanitar mai bun sau ieșim să spunem că, domne, faceți ceva să păstrați medicii în țară sau faceți ceva să nu mai aibă unii salariile atâta și alții salariile atâta. Asta e problema, că nu există, sau cel puțin din punctul meu de vedere, nu mai există și așa o pătură de mijloc. Păi nu există că n-a fost doar să se formeze. Extreme. Este există o pătură de mijloc românească, să spunem, dar este foarte fragilă. Adică nu este cea care dă stabilitate socială. Să spunem că există un 20% din populație foarte bogați la nivelul țărilor dezvoltate, da. Un 20% foarte săraci și 50-60% o masă relativ compactă de oameni cum veniți, să spunem, ca să trăiești bine în România de astăzi, să spunem, ar trebui să ai undeva, nu vreau să sal calul, să zicem că cu 5-600 de euro bani în mână de membru de familie, de să intre să-ți intre 1.000 de euro. Undeva la 2.000-3.000 de lei să vorbim. Să câștigi 2.000-3.000 exact. De lei, da, să aibă unde să intre undeva la 4.000 de lei în familie pe lună, asta ar fi o clasă de mijloc, pentru că în Franța, de exemplu, clasa de mijloc câștigă cam 5.000 de euro pe lună. Nu ne putem compara cu ei, dar să intre și la noi în casă, să spunem 1.000 de euro. În momentul în care ai în casă 1.000 de euro pe lună, să spunem că ai o și nu ești amenințat tot timpul și da, și mai ales la noi cum raportul preț și câștig financiar e... Prețurile au crescut foarte mult, costurile vieții sunt mari și străinii exact. Se miră când vin în România. De unde au românii, când văd că e adevărat că la... Românul cred că se descurcă oriunde în lumea asta, obișnuit fiind se descurcă, cu traiul se descurcă, de acasă. Se descurcă greu, taie foarte multe de pe listă. Și mă rog, și ce că încearcă să fie fericit cu puțin. De exemplu, foarte greu ar fi pentru un francez sau un neamț, fiecare suferă că și la ei criză. Și la ei criză la nivelul ăsta, la noi e criză la nivelul ăsta. Da. Și la noi se spune că n-am simțit așa mult criza, că noi am fost într-o permanentă criză. Exact. Cred că după 89 sau poate chiar înainte de 89 a început. Înainte de 89, ce să spun, în ultimii ani ai comunismului, mă refer practic după 1981, s-a trăit foarte greu în România. Apoi, după Revoluție, un an, doi, s-au tot dat fel de bani, s-au trezit rocănii, s-a reținut, avea toată lumea bani. De prin 92 a început inflația galopantă, deci erau prețurile, că spun acum că cresc prețurile, creșteau, cine își amintește, creșteau prețurile lunar. Deci dacă creșteau, deci în fiecare, nu era, la începutul săptămânii pâine avea un preț și la sfârșitul săptămânii alt preț. Ajunsese inflația de 100%. 150%, puneai bani în bancă, dacă puneai 100 de lei, 1.000.000, astăzi, peste un an aveai 2 milioane. Erau dobânzile da, foarte mari ca să compenseze valoarea, inflația. Știu, 100 de lei era alta față de ce este acum. Nu, se devaloriza foarte repede și a fost viața grea prin 93 până prin 98, când s-a produs o relativă stabilizare. Atunci oamenii trăiau, pe țin minte că lucram la TVDeva, atunci era un post de televiziune,
și ne permiteam să luăm, adică vedeam că ne cresc salariile și că trăim ceva simțeai mai bine. Simțeai într-adevăr că primești niște bani în plus. Se pentru că ne permiteam, erau niște chestii foarte concrete, adică apăruse răbăuturile astea răcoritoare, carbogazoase, nu le fac reclamă, galbene și negre, niște sticle de, sticle de sticlă cu dop, sticla returnabilă. E, până atunci luam o sticlă pe săptămână, până lucram la TV Deva și era, după aia ne-a preluat direcția de radio TV Timișoara și ne-a mărit salariile. Și am văzut că în fiecare sfârșit de săptămână puteam să ne, să ne luăm câte pentru acasă, două sticle negre și două sticle galbene. Fiecare. Și erau sucuri chestie adevărate și atunci, pentru că acum nu, că mi-am amintit și eu ce gust avea acea, da, acel suc negru, cum spuneți. Păi da, dacă zic cola, ca să nu zic ce fel de cola și ne permiteam să le cumpărăm, până atunci nu ne permiteam să luăm așa din când în când. Sau anumite alimente deveneau brusc accesibile. Sigur, pentru o parte din populație, da, pentru o parte din populație, nu. Adică m-am angajat la televiziunea română salariile sunt de mari. Ca și acum, la un moment dat, chiar credeam că în televiziunea română cei care lucrau în București aveau salarii disproporționat de mari față de restul, inclusiv față de noi cei din teritoriu. Adică ne spunea, au, de-a ști voi ce salarii au ăia. E adevărat, dar îți permiteai să trăiești mai bine, era vizibil. Da, trăiai, mai mult decât decent, cum e acum, pentru că mulți trăiesc sub acea decență. Trăiesc și sunt fără faptul că foarte multă lume este nemulțumită. Adică oamenii fac eforturi foarte mari, că ea că românul circulă fel de bancuri. În special tinerii, pentru că finalizează cursurile unei facultăți, unui liceu, nu știu încotro să o apuce, pentru că mulți sunt pe ce drum, unde, ce să fac. Pe când, probabil, din punctul acesta de vedere, pe vremea lui Ceaușescu, poate că era mai bine, pentru că avea un loc de muncă după ce absolveau, deci asta, nu? Asta era, uite, am remarcat ceea ce spui tu la oameni la fel de tineri, că spunea, domnule, nu mai te mai plânge atât. E bine că noi vorbim așa din ce am învățat, din ce am așa este, mai da, auzit unii, și la dar părinți, mulți tineri spun, nu mai vorbiți, voi faceți pe nebunii comunismul vostru, că ați terminat, cum a fost și cazul meu, ai terminat facultatea și ai avut locul de muncă asigur. Este adevărat. Sunt anumite lucruri în comunism care nu pot fi contestate și sunt greu de combătut. Nuanțele interveneau după. Deci era contextul complet defavorabil. Deci aveai un loc de muncă în care erai foarte, foarte limitat. Foarte puțini ajungeau să facă ce le place, era totul foarte strict controlat. E adevărat că nivelul de așteptare era foarte modest. Adică îți dădea statul un apartament, îți cumpărai o Dacia 1300 sau un all-seat, mai te duceai în stațiuni la mare prin sindicat și nu știu ce, și cam asta era, îți vezi copiii și ei cu cam același lucru. Nu se punea problema să mai mergeai în excursie dacă erai norocos la Moscova, la Leningrad, în Bulgaria, că în ultimii ani nu mai în Ungaria și în Germania de Est. Dacă erai norocos. Dacă erai norocos cu aprobări, cu nu știu ce, te duceai cu avionul, cu securistul de serviciu cu tine. Acum, ce să zic, aveai locul de muncă asigurat, erai mai confortabil și părinții și, pentru că sunt foarte, mi-e ușor să vorbesc acum, că lasă, domne, că nu știu ce. E ușor. Știu și eu că sunt foarte mulți tineri, uite, de nu știu cât timp termină facultatea, nu-și găsesc serviciu sau vezi că lucrează în subcalificarea lor în domenii cu totul și cu totul străine față de capacitățile și intelectuale sau în acord ne cu... Ne asemănăm oarecum cu ce se întâmpla atunci, pentru că și atunci aveai un loc de muncă, dar cum spuneați... Te plafonai... Lucrai sau nu în domeniu. La fel se întâmplă și acum, da, din păcate. Te plafonai, era o supraofertă de ingineri, de exemplu, erau toți, făceau inginerii, făceau de toate, erau buni peste tot și nu știu ce, nu era în regulă nici ce se întâmpla atunci. Industria era foarte puțin performantă, adică făceam noi o grămadă de chestii, dar toată lumea era de acord că erau din ce în ce mai proaste, deci dacă da, domne, zic și eu, făceam camioane, nu știu, vroiam să facem prea multe. Calitatea lor însă, pe an ce trece, era tot mai proaste, erau deplorabile. Vorbeam acum o vreme cu Monalize despre comunism și exact asta spuneam, că o calitate catastrofală la toate produsele, toate se prăbușau, cădeau, oamenii știu, dacă vor să facă un efort să-și amintească, își dădeau seama că era un sistem care pur și simplu se prăbușa. Făceam de toate și nimic. Văzând cu ochii noi, ne iluzionam. Însă și faptul, și asta, culmea, și faptul că tu stat, la un moment dat statul român a interzis vânzarea apartamentelor către populație, ca să nu mai ai tu proprietatea ta, bă, plouă, ningeam casa mea, okay. Erau date, le primiai. Cum îți permiți tu să construiești fără să vinzi? Cum poți să-i dau Petronele apartament și ea nu dă banii pe el? Eu stau de unde îl scot? Aflăm cum după câteva minute de publicitate.
Am revenit în platou, discutăm astăzi despre hunedoreni, muzică și voie bună. Înainte de pauza de publicitate, v-am întrerupt, de fapt, și o să vă rog să vă continuați ideea, dacă, după oamenii, care să discutăm și despre sărbările de vei. Oamenii erau obișnuiți că spunea, apropo de asta, îți dădea statul serviciu, erai repartizat în producție, erai repartizat, da, adevărat, se trăgeau sfor, fiecare cu pile, mergeai cu pachetul de chen, cu kilogramul de carne, până la urmă îți aranjai un loc călduț, un serviciu, nu știu ce, se mergea atunci, ei se facă, noi ne facem că muncim, ei se facă, ne plătesc. Schemele erau noi foarte... Noi muncim, noi nu gândim. Noi muncim, noi, mă rog, a apărut ulterior. Dar era vorba de... Schemele era așa numitul personal TESA, tehnic, economic, servicii și administrativ, erau supradimensionate, adică spuneam de mineri, erau 25.000 de mineri în subteran, 30.000 de tipi la suprafață. Pentru că n-aveai ce face cu atâția oameni cu studii superioare, tu nu pregăteai să lucreze, nu le dădeai materie primă, nu aveau piese, nu aveau... Cu casele sunt un exemplu mult mai clar de ce, care era unul dintre una dintre cauzele economice care au dus la căderea comunismului. Păi tu, stat construiești, să știe că suntem într-o... Și în comunism existau bani, da? Și valoarea absolut obiectelor. Tu construiești un apartament și îl dau. Te scriai pe o listă acolo și la un moment dat primeai apartament pentru care plăteai o chirie foarte mică, foarte accesibilă. Apartamentul ăla nu era amortizat. Deci statul trebuia să mobilizeze niște resurse în termen de motorină pentru camioanele care cărau cimentul, betonul, fierbetonul, manopera blocului în sine, chiuvete, geamuri, rame, ce mai avea un apartament cu mare, un bloc, bloc care nu era vândut. Deci el nu avea o baroare. Eu îl făceam cumva cadou și dacă chiriile însumate reprezentau foarte, foarte mică, statul nu-și recupera banii. Deci te ținea captiv, domne, eu îți dau apartament, dar dacă eram aici, bă, ai grijă că dacă nu faci ce trebuie, eu ți-iau apartamentul ăla, că nu e a tău. Da, pentru că până prin 75 s-au putut cumpăra apartamente pe proprietate personale sau construi. După aia nu s-au mai putut. Și atunci tu tot construiești, nu ți le plătește. Cum ai tu resurse să faci casa poporului, blocuri, tot așa era un fel de... Tot ne făceam... Luai dintr-un buzunar și mutai în altul. Statul nu mai avea bani să întrețină o industrie de asta de asigurat o relativă bunăstare. Noi nu aveam, e adevărat, aveam apartamente, dar toate alimentele mergeau la export, că trebuia să plătim datoriile și uite, uite așa. Mai complicat. E mult de discutat și nuanțat, adică cine n-a trăit sau nu e dispus să privească, sigur că există oameni care trăiesc rău. Și care, care dar se și duc atunci și... erau oameni care trăiau bine, oameni care trăiau mai puțin bine. Bun, să spunem că bine. Zicea că nimeni n-a murit de foame. E, oamenii își amintesc greu că nu era nimic de mâncare în vitrine și chestii și te duceai eternele. Am adus vorba de da. Mâncare, revenim la micii noștri. La micii noștri, da. Așa și la zilele de vei. Și da, la vor fi fără zilele de vei care azi este să... 1 mai, da. Deci astăzi sunt micii bere la pădurea Bejan. Cum a fost în fiecare an, primăria municipiului Deva s-a gândit să ofere, chiar dacă suntem în postul Paștelui, pentru că a fost o discuție interesantă, de fapt, practic, oamenii sunt liberi să țină post dacă vor. Absolut. Dacă nu nimeni sunt obligați duce să... nici să da, țină, primăria nu îi duce cu arcanul și îndoapă cu mici ca să îi facă... Dacă omul dorește și asumă postul Paștelui și trăirea religioasă și nu numai partea comercială a sărbătorilor, nimeni nu îl duce acolo să-i dea bere cu forța și să-l îndoape cu mici. Poate să nu exact se ducă. Dar, având în vedere că statul român, în termeni de legalitate, este un stat laic, se organizează, cine vrea poate să mănânce, mă rog, cine se nu dă dezlegare la mici, vorbesc cu păcat acum, pentru că unii doresc să simtă sărbătoarea. Este un spectacol folcloric la Bejan și cu artiști locali, oamenii pot mânca mici sau ce vor ei să mănânce sau pui sau să nu mănânce, să meargă numai să vadă spectacolul, sunt liberi să facă ce doresc dacă Paștele cad exact în perioada asta. O paranteză, mi-aș dori ca la un moment dat să fie Paștele astea unificate, pentru că eu am da fost într-o derută, am sărbătorit, chiar am scris despre asta, am sărbătorit Paștele și la Bruxelles, acum vreo 3 săptămâni și le sărbăiesc și peste câteva Paștele zile. Da, deci Paștele catolic cu Paștele ortodox. Dacă mă trebui... la anul viitor o să fie... Nu știu, ar trebui să cadă de acord, pentru că sărbătoarea asta este mai complex, dacă știi că toată comunitatea, toți au așa, așa catolicii le-au uitat deja, ortodoxii și catolicii le așteaptă în sfârșit. Dar, revenind, la zilele de vei, prin urmare, din a doua zi de Paște, nu în vor fi 6 mai până în 12 mai, nu vor fi tarabe, pentru că sărbările de vei se desfășoară în centrul vechi al orașului. S-a schimbat puțin locația. S-a schimbat locația, da, am spus despre asta, pentru că este normal să fie așa.
primarul a dorit și așa este conceptul modern de organizare a unei sărbători. Oamenii să simtă orașul. Dacă mă duc să... oamenii vor înțelege mai ușor dacă să spunem că vrem să organizăm, te duci să, la sărbările Brașovului. Și mă duc la sărbările Brașovului, eu, Brașov, oraș turistic, și mă trezesc undeva într-o parcare la marginea Brașovului, la periferie. Și atunci ai dimensiunea, bă, dacă sărbările Brașovului, ce nu le fac lângă Biserica Neagră sau undeva sau nu știu ce. Da, că la asta te aștepți. Acolo, în buricul târgului să fii, nu? La Sibiu, de exemplu, am fost acum câteva zile la Sibiu, se amenajează așa numitul târg de, în Piața Mare, este și târg de Paști cu acele căsuțe, nu sunt mici și bere, sunt produse de astea gogoși, langoși, nu știu ce, ce să dau, dar nu mici și... Fără fum. Da. Bine, ei au și spațiu mai generos decât noi, este mult mai, mult mai mare. Noi nu-l avem încă, am înțeles că există o intenție a primăriei să configureze așa piața a Unirii din fața primăriei să fie mai mare, să permită acțiuni de mai mare anvergură. Însă nu se pun tarabe, este acum un târg de produse handmade care sunt accesibile celor care doresc să se uite la ele, sunt chiar interesante și am cumpărat ceva acum două zile de acolo. Comercianții sunt din județ? Din Deva, sunt elevi, sunt produse de bun gust, chiar sunt produse de bun gust. Dar bine, oamenii s-au obișnuit cu chiciul și tocmai de aceea deci m-am întrebat dacă sunt da, nu sunt mărți, acele eterne artizani. Chestii colorate, chinezării, cunoscute sunt numele astea, pe care se găsesc oriunde, nu trebuie să le aduci în centrul orașului într-o zi specială. E, tarabele de Crăciun au loc, acel târg de Crăciun are puțin altă... altfel se joacă totul acolo. Acum de Paște am considerat de zilele Devei să nu se mai pună tarabe, pentru că tarabe cu mici bere să fie plin de fum, să fie, nu este o chestie elegantă. Vor fi spectacole, fel de fel de momente artistice, trei zile de spectacole, seara, vineri, sâmbătă și duminică, însă fără tarabe. Dar ce vreau să spun, este într-un fel și un semn de politețe, un gest de politețe față de cei care plătesc taxe să amplaseze terasele. Adică eu, de exemplu, să plătesc o taxă pe an, poate nu e foarte mare, nu mă sărăcește, dar mai ales că anul ăsta, eu salut inițiativa primăriei Deva și faptul că au consilierii și majoritatea celor care au terase au înțeles să pună terasele la nivelul solului. Mie îmi place. Am văzut, această temă. Eu am văzut în toate marile orașe ale lumii, nu mă refer la România, mă refer la Paris, la Budapesta, la Bruxelles, la tot, nu-și fac fel de fel de podirii și cetăși, și sunt scaunele puse pe trotuar la nivelul străzii. Da, dar și, dacă îmi permite să fac o paranteză acolo, probabil și trotuarul este... Și aici este suficient. De, nu, să nu idealizăm nici acolo. Dacă te duci la Bruxelles, de exemplu, sunt porțiuni de... Am fost la Sibiu. Toate terasele sunt la nivelul străzii. La Brașov, bun, își pot pune niște gărdulețe, se separ la modul simbolic, nu metereze și parcă în sfârșit. Da. Deci, am terasă. Sunt zilele Devei, da, sărbările Devei. Vin oameni mulți să vadă spectacole și așa, dar eu nu pot să-mi vând produsele pentru că întrântește onor aceeași primărie, întrântește o tarabă care mă fumă cu mici și bere și omul ce mă duc la terasă să dau 50 de bani sau un leu în plus pe bere, mai bine stau la tarabă și iau bere la plastic și mănânc mici aici, că ăsta... Deci, într-un fel, dacă... Deci v-ați gândit într-un fel, s-a cum pus problema și la... Oamenii au grămadă, să nu apară chestia asta că oamenii ar sta în pustiu aici. Sunt o grămadă de terase de toate calibrele, care vând foarte multe sortimente de mărfuri, inclusiv de astea, fast food, nu știu ce, poți să sunt unele dintre ele, poți să comande și mici care sunt făcuți în bucătărie, ele au ventilatoare și nu știu ce, nu ies pe vedeți stradă. Că românul așa este obișnuit, mergem, ascultăm muzică. Trebuie să înțeleagă că nu se poate și noi, sigur, nu-mi fac iluzii, vor fi unii care vor comenta. Dar chiar am văzut și pe site-urile de socializare că există persoane care sunt nemulțumite, cum adică sărbările Devei fără... Cea mai mare greșeală este să încerci să îi împași pe toți. O parte se bucură, problema noastră este următoarea. Dacă se face ceva de bun gust, cei care cărora le place nu comentează. Pentru că vocea celor care comentează este asurzitoare și de obicei grobiană. Adică ăia înjură, ăia spun clar, îți spun franc cuvântul, ăștia la noi nu bunul gust primează, la noi primează grobianismul. Adică
educația deficitară, promovarea acestei viestele novelistice, manelizante, tabloidizate, au creat false realitatea. Valori și ăștia cei mai agresivi. Deci dacă pe mine să mă apere, să fie o voce a devenilor de bun simț care să spună chestia asta, nu mă aștept să fie. Ei sunt cei care tac, care domne, lasă, nu știu ce, nu mă bag, să polemize. Am văzut și eu 5-6 foarte vocali care nu se dau în lături să... ți se pare că, bă, toată deva, stai puțin să-i numărăm, cât sunt acolo pe site-ul? 5? Da. Și chestia aia, dacă încerci să le faci pe plaga toți... E bine, toți... acum să nu intrăm în detalii, gen cum scriu acele comentarii. N-are să... A, bine, acolo rolul nostru nu este să fim profesori de gramatică și păi de... Păi nu, dar și din da. Acest lucru ne dăm seama de nivelul lor. Sigur, mai avem mult până departe, dar tocmai făceam trimitere la Belgia și am tot făcut trimitere la asta. Să nu uităm că eu nu vreau să semănăm cu ei, adică să fim belgieni sau să trebuie să fim români. Dar cred că bunul gust și bunul simț nu trebuie să fie să rămână doar acolo și la noi să nu vină. Deci am văzut oameni, sunt acele concerte ale lui André Rieu, care adună câte 20.000 de oameni într-o piață publică. Oamenii dansează, cântă cu el, nu știu ce, fără să urle, fără să... Civilizați. Se bucură, dansează, cântă, stau la mese, beau șampanie, bere, vin, apă, suc, ce vor să bea ei. Dar au mănâncă și fel 7 de fel. Ani de acasă. Dar ascultă, ascultă într-o exact civilizat, cu bun simț, nu trebuie să nu te duci acolo și sunt și acolo, dacă vor să mănânce cârnați, să zicem, de Nürnberg, care la marginea orașului este și un loc unde mănâncă cârnați de Nürnberg. Cum facem noi astăzi de 1 mai, să spunem. Pe la începutul iunie o să fie împreună cu un ONG din Hunedoara, o să fie un festival mix, festivalul Virșlilor, în care primăria Deva este doar sprijină, așa, o să fie tarabe care vând virșli atunci aici. Vor avea posibilitatea să care se nu afume. Fac fum, nu fac fum, dar este altceva. Mă rog, mici bere, fiecare se duce la e cald, la iarbă verde, sunt caserole, te duci, iei, pui, poți să-și facă la pădurea Bejan, exact, oriunde, unde să facă, peste tot. Dar nu trebuie să le ai neapărat instituționalizat. Ce vor asculta de veni în această perioadă din 6? Vor asculta, da, deci din 6 începând, în 6 este pentru că Biserica Imaculată a devenit așa, are și, este singura care are, bine, are și Mănăstirea Franciscană, dar are o orgă foarte performantă și prin tradiție două profesoare și interprete de la Cluj care au terminat la Deva vin și susțin un concert de vioară și orgă la Biserica Imaculată începând cu ora 13, dacă bine mi-amintesc, în 6 la Biserica Imaculată, apoi în 7 este un simpozion la primăria Deva, care marchează faptul că zilele Devei vor fi de acum încolo, prin hotărâre de Consiliu, sărbate în ziua de 2 mai, ziua oficială a Devei. Bine, iar nu s-a putut în 2 mai pentru că pică exact în săptămâna mare și nu facem chefuri înainte de Paște, chiar așa, bun, hai, facem la Bejan cu mici și bere, dar nu apucăm să facem petreceri, cum era scena până acum vreo 2 ani, era scena de Paște, era aici lângă Catedrala Episcopală. Da, ne amintim și erau manele și să nu ne mai amintim. Deci este un simpozion, 2 mai parcă 1459 este atestarea Devei ca oraș. Cetatea datează din 1269, dar Deva spune așa, oraș guvernat de lege. Deci de un ansamblu instituțional și legislativ datează din 2 mai 1459. Deci asta este în 7 mai la ora 11. În data de 9 mai este concert de muzică, concert simfonic la Teatru de Artă. Consiliul Județean face un cadou, să spunem, primăriei Deva cu ocazia serbărilor Devei. Va veni unul dintre cei mai, chiar am vorbit ieri cu directorul Filarmonicii din Timișoara, este unul dintre cei doi foarte mari dirijori români impresariați de o casă de impresariat artistic din Statele Unite ale Americii. Este vorba de dirijorul Ion Marin și de dirijorul Nicolae Moldoveanu, care vine la Deva din Malaezia. S-a născut special pentru acest concert. El s-a născut la Hunedoara, dar a început studiul viorii la Deva. Este un regizor cu o cotă extraordinară. Deci străinii când el dirigează la Covent Garden, la Metropolitan, la New York, pe toate marile scene ale lumii, a terminat Academia Regală de Muzică din Londra, printre altele studii cu Sergiu Celibidache. Deci este un titan al muzicii clasice
mă rog, între dirijorii de muzică clasică, un nume cu adevărat. Apoi, asta este joia, 9 mai, din 10 mai, în 10 mai este o lansare de carte la ora 11 la ideologii politice, profit pentru a invita toată lumea politică, este o profesoară universitară, și presa, politolog Mihaela Miroiu, la sala mică a Centrului Cultural, apoi vine după amiaza, eu mi-amintesc că o să cânte DJ Rino, Desperado și Boschito seara. Nume cunoscute, bine, o să fie și artiști locali înainte, deci un omagiu și o așa trupelor locale, unele sunt foarte, foarte bune, o să cânte înainte și am putut face o reverență pentru ei, plătindu-i, pentru că au cântat în acea lună de iarnă, în decembrie. Am spus că dacă vor să ne ajute, nu erau prevăzute în buget, au cântat toți. Acum scena va fi amplasată în fața statuii lui Traian, cu vedere spre Traian, deci lumea se va aduce în părculeț. Ca și de Crăciun, dar va fi altă scenă mai performantă. Sâmbătă va fi o paradă în jurul orei 17, va pleca de la blocul Turn cu daci romani, cavaleri medievali, mașini de epocă, corul Arlechino, motocicliști, formația trupă Old Dixieland Band din Timișoara, o trăsură, mă rog, va pleca până la Poșta Veche, va coborâ pe Bulevardul Decebal. Deci sâmbătă va fi închis și traficul. Va fi închis și traficul pe acolo, da? Va fi și, de fapt, de sâmbătă dimineața va fi și expoziția de mașini de epocă. Da, pentru prima dată le aducem la Deva, pentru că ne-am gândit să aducem ceva ce oamenii n-au. De la București, este Clubul Vehiculelor de Epocă, pentru că am tot încercat să vedem dacă putem aduce mașinile separat, dacă avem și noi. Sunt foarte puține și greu de... Dar știu că există și în județ. Din emisiune. Așa, este, seara este închisă, este cântă Raluca, Analia Selis, trupe locale, Analia Selis, Raluca și Hara va încheia seara de sâmbătă, iar duminică este un foarte mare spectacol folcloric. Deci chiar și duminică în prima... În 12 este un foarte mare spectacol folcloric care se va încheia cu focuri de artificii sigur și dacă reușim o retragere cu torțe, depindem de niște... Noi am scris pe afiș retragere cu torțe, dar depindem de niște aprobări militare, pentru că trebuie implicată garnizoana și aprobările cu torțe, conform regulament, retragerea cu torțe se face doar cu ocazia zilelor naționale și nu știu ce. Noi am făcut toate demersurile, dacă se aprobă bine, dacă nu vom avea focuri de artificii. Da, depinde și de acele aprobări și de aprobări, vreme până la urmă. Că... Sperăm să, da, mă rog, aia nu putem controla. Restul să zicem că mai putem să ne implicăm, da. Deci acestea vor fi surprizele pe care... Pe pagina de Facebook Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva este programul în detaliu, fiecare moment este detaliat, cei care vor să acceseze pagina noastră găsesc acolo toate informațiile. În fața primăriei este un fost bar dezafectat, noi am folosit geamurile ca să nu fie urâte, am pus programul, avem afișe prin Deva, nu le-am pus pe toți stâlpii pentru că sunt afișe de mari dimensiuni și dacă vine cineva cu o ortie din asta și o lipește la mijloc cu afișului, arunca 50 de lei. Exact, ați muncit degeaba. Asta. Avem promuri pe televiziuni, scrie în ziare, deci numai cine nu vrea nu află. Absolut. Bun, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Și sărbători, mulțumesc mult și sărbători fericite vreau să le doresc tuturor. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și noastră telespectatorilor pentru că ați fost și astăzi alături de noi și înainte să-mi iau la revedere la noastră, vă reamintesc că mâine, în cadrul știrilor Hunedoara TV, va avea loc extragerea concursului campaniei, de fapt, Iepurașul te face fericit, când veți putea câștiga 5 coșuri cu mezeluri, 5 coșuri cu produse tradiționale și un iepuraș viu, pentru că au mai fost întrebări dacă este viu sau nu. Vă mulțumesc mult și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Hunedoara TV. O seară plăcută tuturor, la revedere!